cele mai importante evenimente mondene ale anului a reunit pe covorul roșu vedete din lumea muzicii, a modei și a televiziunii, iar dress code-ul petrecerii i-a provocat pe toți să strălucească. Muzica este conform dress code-ului din această seară. Dare to Shine, mulțumesc dragilor mei pentru consiliere și pentru că a conceput această ținută frumoasă pentru mine. E o ținută semnată Alexandru Raicu. Custom, bineînțeles, la mine totul e custom, că sunt foarte mică de înălțime și atunci la mine totul e pe comandă. Îmi place foarte mult, am zis că se potrivește foarte mult cu evenimentul din seara asta și cu dress code-ul și mă simt foarte bine. Ideea a fost să-i fiu în temă și văd că foarte multă lume e în paiete îmbrăcată în seara asta, adică toți au respectat, majoritatea au respectat dress code-ul. A mea e un pic și foarte colorată, dar mă face să mă simt veselă și să fiu în formă așa. Jorge, ai una dintre cele mai colorate ținute din seara asta. E de bine sau de rău? E de bine, nu? Forțez puțin vara. O forțez un pic, că astăzi chiar mă uitam pe jos când treceam, mă duceam spre mașină și am văzut frunze de toamnă, așa era plin pe jos de frunze și zăpadă. Și zic, bă, nu am înțeles nimic despre ce e vară, e toamnă sau iarnă, că nu m-am prins. Și am zis, hai să mă îmbrac de vară, ca să fie treaba. Deci, practic, ne-a mai rămas primăvara. Ești primăvara, mă. Este un eveniment fashion, este un eveniment stylish, este un eveniment în care lumea poate să se exprime prin vestimentație. În ce ai apucat să tragi cu ochiul până acum, cum ți se par domnișoarele îmbrăcate? Am văzut foarte multe domnișoare îmbrăcate frumoase, mai ales aici în zona aceasta. Doamne frumos îmbrăcate, dar sunt și femei care nu are nicio legătură ținuta cu dress code-ul. Aniversarea celor 21 de ani de Unica, Andreea Berecleanu a fost nominalizată la categoria Beauty Icon, iar frumusețea jurnalistei i-a convins pe cititorii revistei să o declare câștigătoare. Ce o face pe Andreea Berecleanu să fie atât de frumoasă? În primul rând, liniștea, bucuria din fiecare zi, pentru că încerc să-mi găsesc în fiecare zi un motiv de bucurie. Și cred că-mi iese. Probabil că lucrurile astea. Copiii mei, bărbatul meu, mama, bunica, prietenii mei.